Situația aparent fără ieșire în finanțele secere cere Societatea mai are de recuperat 139.000 de lei de la consumatori pentru serviciul de apă canal prestat înainte ca Serv să preia acest serviciu. Toți restanțierii au fost somați, însă puțini sunt cei care au dat curs datoriei ce le revine. Deocamdată avem un sold de 2.550.000 la clienți, din care avem un sold numai la populație de 139.000. În bani vechi, 1.390 de milioane. Din păcate, nu înțelege nici populația, nici agenții economici că ceea ce se consumă trebuie și plătit. Cele mai mari probleme le ridică societățile comerciale, care au și cele mai mari restanțe. Acestea știu că nu pot fi constrânse prin întreruperea furnizării serviciului, așa că nici nu se închisesc să-și achite restanțele. De la 1 martie, societatea a cedat activitatea apă canal unei companii noi, compania Coasec, și de acum încolo au încercat să plătească numai datoriile curente. Cu toate că noi în luna martie și aprilie am facturat consumul efectiv până la 1 martie, lumea n-a prea înțeles acest lucru, deci ceea ce a consumat lumea în lunile noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie a cam rămas neachitat. Conducerea SCR AGCL SA crede că restanțierii nu se grăbesc la plată și datorită faptului că nu se percep penalități de întârziere față de noul operator care le percepe. Situația s-a schimbat însă vara aceasta când și Reagecele a trecut la introducerea penalităților. Asta înseamnă că fiecare restanță crește zilnic. Încerc să-și plătească datoriile curente la Aquaserv pentru că Aquaserv nu le, calcule, le calculează majorări de întârziere, pe când noi nu le calculăm majorări de întârziere. Conducerea societății noastre a decis ca de la 1 iulie să calculăm și noi majorări de întârziere. Nu știm dacă o să convină asociației să încarce populația și cu aceste datorii. Pentru societate este o problemă imensă în recuperarea datoriilor dacă ne gândim că firma are mari cheltuieli de acoperit. Interesul nostru ar fi să facem un apel populației și și agenții, către agenții economici să încerce să plătească datoriile la zi. Pentru că orice datorie, în clipa în care încep și îți lași o lună, două, sumele cresc și îți plătești datoria tot mai greu. Reagecele se luptă de ceva vreme pentru recuperarea datoriilor. Este și normal să plătim un serviciu de care ne-am folosit. Pentru Jurnalul de Reghin, Vasile Cernea și Marcel Ungureanu.